Paginile de Facebook ale liderului blocului Victorie, Ilan Șor, deputatului independent Marina Tauber, liderului partidului Șans Alexei Lungu, dar și a bașcanului Găgăuzie Evgenia Guțul, au fost blocate de către Meta și nu mai pot fi accesate. Reprezentanții Serviciului de Informație și Securitate au declarat pentru presă că au informat încă din anul 2023 compania care gestionează rețeaua de socializare Facebook despre utilizarea de către persoane afiliate factorului rus pentru promovarea dezinformării și a propagandei. Potrivit SIS, informările au vizat o listă de pagini anonime care promovau publicitate plătită din fonduri ilegale, în special în perioada alegerilor locale generale din 2023. Totuși, SIS nu a argumentat clar și nu a prezentat probe concrete despre ce fel de dezinformări ar fi vorba și nici nu a adus dovezi în susținerea suspiciunilor sale privind proveniența banilor. Precizăm că până în prezent nicio structură de drept a statului nu a prezentat vreo probă despre sursa finanțărilor, lansând în spațiul public doar bănuieli și suspiciuni. Contactat pentru a comenta acțiunile Meta, liderul partidului Șans, Alexei Lungu, ne-a declarat că are loc încălcarea flagrantă a dreptului de exprimare, cenzură la nivel național și internațional. Nu am fost avertizat niciodată că aș fi încălcat vreun regulament al companiei Meta. Lupta împotriva opoziției depășește orice limită, a menționat Lungu. Am apelat și la deputatul independent Marina Tauber pentru un comentariu, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Nici Ilan Șor și nici Evgenia Guțul nu au venit cu o reacție până în acest moment. Avocatul politicienilor a declarat pentru noi că acțiunile Serviciului de Informație și Securitate nu reprezintă altceva decât lupta cu oponenții politici. Aici nu mai mult, nu mai puțin, numai lupta cu oponentul politic, cu opoziția, și prin așa mod face ca lumea, locuitorii Republicii Moldova să nu cunoască careva lucru care se facă în interiorul partidului de guvernare. CIS-ul noi doar cunoaștem foarte bine că CIS-ul lucrează pe guvernarea actuală, pentru guvernarea actuală. Noi cunoaștem foarte bine cum se fac notele informative și așa mai departe. De ce? Nu nimic de mirare. Noi o să studiem întrebarea aceasta și desigur vom ne gândi cum să atacăm aceste acțiuni. Politicianul Ilan Șur a declarat de nenumărate ori că banii pe care îi folosește în diferite proiecte politice provin din afacerile sale internaționale și sunt de proveniență legală. Anterior, reprezentanții blocului Victoria au denunțat presiuni politice prin intentarea dosarelor penale pe numele activiștilor formațiunii, arestări și percheziții, dar și excluderea candidaților din alegeri.